că suntem într-o scenetă în care tu trebuie să prinzi pe peronul gării trenul. Așa arăți, efectiv, pe cuvântul meu, cu pungi și pungulițe venite astăzi la emisiune. Și vrei să întrebi pe telespectatorii noștri care se uită acum la emisiune dacă ești în regulă sau nu ești în regulă vrând să pleci așa la în vacanță. Practic, ce mi lipsește? Pentru că am făcut și o listă, Cătălin, dar eu nu intenționam... Nu, păi ai, pune-le undeva jos aici, să nu te țin cu ele în mână și nu pot să te ajut pentru că sunt unele destul de fragile și ferească Dumnezeu să nu se întâmple ceva. Hei, bună! Știu, nu intenționam neapărat să intru cu aceste punguțe, dar practic mi se pare o chestie foarte românească, pentru că de fiecare dată când pleci undeva, domnule, trebuie să mai existe minim 2-3 punguțe pe lângă toate bagajele pe care le-ai. Așa e, măi, Emily, mă, dar tu ești o fată, cum să zic, de Instagram, de TikTok, parcă tu nu mai mergi cu pungile astea după tine. Ei, ziua de azi. Ia că te uite astăzi cum s-a întâmplat, cum nu s-a întâmplat, că au apărut și punguțele, autenticele punguțe. Hai să luăm un loc, da. Deci tu pleci săptămâna viitoare în Grecia, Ciuca, să-mi dai telefonul telespectatorului, pentru că telespectatorul nostru cu siguranță știe exact cum stau lucrurile. Normal, am bita mai lista de lucruri, vreau să te întreb tu unde pleci. Eu? Uite, aici, pe Pache Protopopescu, de luni până vineri. Noi, la sfârșitul lunii iulie, luăm vacanță, ceea ce înseamnă că tu deja te-ai întors din două vacanțe până plecăm noi în vacanță. A, ce tare! Păi da, ce tare pentru tine, adică. Cum? Ați ales vreo destinație. Tare că pleci totuși. Da, asta zic și eu. La urmă, se poate, se pleacă, da. Pe două, da, în principiu, cred că o să mergem și în Spania și pentru prima dată pe croazieră o să-i duc pe ai mei. Pentru prima dată. Experiența asta, da. Cât de tare, tu ai fost vreodată? Nu, de asta zic, e prima dată și la mine și la ei. Am înțeles. Bun, tu pleci acum în Grecia, am înțeles? Noi acum plecăm în Grecia, da, și am aici lista de lista cu lucrurile care ne trebuie, pentru că noi de fiecare dată suntem foarte dezorganizați. Nu sunt o tip organizată, tocmai de-aia îmi doresc să fiu. Da. Pentru că de foarte multe ori mi-au lipsit foarte multe lucruri. Și am zis, de data asta, anul ăsta, nu mă mai dau bătută. Anul ăsta o să am tot ce-mi trebuie la mine. Anul ăsta nu o să-mi lipsească nimic. Și am, deci, venit la tine, normal. Oameni buni, femeia, cum e pe Instagram, la ea așa e și în viața de zi cu zi. Adică să nu credeți că acolo joacă un rol și aici un rol la televiziune. E așa, e și în spatele camerelor de filmat. Adică, cum o vedeți, agitată, cu tot felul de lucruri la ea, așa e. Întârziată puțin uneori. Nu, dar tu ești foarte... energică. Energică? Uite, tonică. Ți-am adus și ție o tabletă, Cătălin, pentru că vorbești atât de frumos despre mine. Da, asta cu iepura și asta trebuie. Bun. Uite, eu mi-am luat una din asta, mi-a luat-o Andrei, știi? Din asta pe care scrie așa ca pe o foaie. Da, și poți să ștergi după aia, nu? Și cum ștergi aici? Da, acolo trebuie doar să apeși pe un buton. Da, gata, perfect, da. Așa. Da. Super, și scriem vacanță. Ce ne trebuie? Ia zi. Deci tu ce ai pus în vacanță? Am așa, în primul rând începem cu plaja, da? Pentru că vom merge în Grecia. În Grecia este soare afară. Pleci cu ambii copii, nu? Bineînțeles, ca de fiecare dată. Am plecat o singură dată în viața noastră fără bebeluș și atunci a fost ideea mea de ziua lui Andrei. A fost foarte... De busolant, așa, da. Exact. Și am zis că nu ne mai trebuie. Dar ca idee, acum, na... fiind cu bebelușii la plajă. Mai e cineva care petrece vacanța la serviciu. Salut, colega! Drumuri bune să avem! A dat cineva mesaj aici, a zis vacanța o petrec la serviciu. Știi, când ești în trafic, zici, colega, drumuri bune! Da, așa ești, colegul! Ce să avem? Înțelegere de la șef? Sau cum se zice când ești la serviciu, nu? Da. Da, asta e, exact. Bun. Deci, iartă-mă. Așa, deci, la plajă, ce ne trebuie? SPF, uite, eu acum o să-ți spun lista, poate-ți vine ție vreo idee și poate simți tu că am uitat ceva sau poate îmi dai vreun hint, poate mai îmi trebuie ceva, că... Nu știu dacă sunt eu măsură, dar încercăm. Păi de ce, că ai doi copii? Și tu, și fată și băiat, deci... Exact. Ești mai mult decât în măsură, așa că... Sau poate telespectatorii, nu știi, să vedem. Deci, SPF, costum de baie, lopățele, jucării, aripioare, veste de salvare pentru Amedea, pălăriuțe, papucii, scutece de apă, outfituri de plajă. Mai e ceva? Medicamente. Medicamente. Uite, vezi, cine știe, Greta, mulțumim foarte mult. Okay, Greta, da. Deci stai un pic, tu ai venit azi la noi la emisiune ca să încerci să-ți faci o listă cu ce trebuie să pleci în vacanță, să te ajute și telespectatorii și noi? Da, unde-ți mulți, puterea crește. Asta zic și eu, da, exact. Nu, dar serios, știi ce am pățit prima oară când am plecat cu Amedea cu avionul? A făcut febră în avion, în drum spre Turcia. Așa, așa groază n-am mai trăit în viața mea. Prima febră din viața mea, eu mă mică pentru prima dată, nu știam cu ce se mănâncă, nu știam ce să fac, nu aveam antitermice la mine. Păi și ce ai făcut? A fost cel mai crâncen zbor din viața mea. Ce să facem? Am dezbrăcat copilul cu comprese cu apă rece. Este vreun medic în avion, vreau să aterizeze mai repede. Adică eu sunt atât de... Vreau să fiu atât de organizată. Până în Turcia oricum zborul era scurt, 45 de minute. Păi era scurt, nu știu exact cât era, dar... Cam o oră maximum. Până la Bodrum? Da, o oră, oră și un pic, maxim. Mă rog, cert e că pe la jumătate a făcut febră, știi? Da. A fost foarte aiurea. Și de asta am zis, de acum niciodată nu mai plecăm fără toate lucrurile astea, că uite, acum exact medicamente era să uit, dar cred că aveam pe altă listă, că asta e baby care, am la plajă, uite, vezi cum dau cu mâna? Tac, și schimb pagina, îți place? Gadgeturi mai am,
În fine, ca idee, toate aceste lucruri sunt pline cu diverse lucruri. Da. Hai, întreabă-mă tu, ce vrei să zic? Nu, mie mi se pare că tu te complici. Adică, nene, ai geamantan acolo și-am citit undeva că tu vrei să ții încălzitor de șervețele? Da, eu sunt expertă la gadgeturi. Nu știu cum se întâmplă. Încălzitor de șervețele umede? Da, există. Dacă le lași acum 5 minute afară, jur, se încălzesc imediat. Corect, pe acesta l-am primit, dar să știi că îmi place foarte tare. De ce? Zici și de ce? Pentru că atunci când schimb bebelușul, când el doarme în somn, nu se trezește. Dacă șervețelele umede sunt reci, având în vedere că o să stăm la un hotel și o să fie aerul condiționat pornit, o să fie foarte cald afară, probabil înăuntru va fi rece, șervețelele vor fi reci. Și am zis, ok, dacă tot avem câte 5 bagaje, că 5 o să luăm, știi? Suntem 4, noi, familia noastră are 4 membri și o să luăm câte un bagaj pentru fiecare, plus încă unul în care să mai punem chestii din astea mai mari. Dar vreau să-ți arăt că există și lucruri mari care pot fi mici. De exemplu, uite, am aici un sterilizator. Deci dacă vrei să te ajut. Nu, e ok. Și Andrei, la fel de organizat e? Andrei? La fel îi dorește și el să fie. Presupun că punga să nu se rupă punga, pentru că punga... Ce este amănânt? Acesta este un sterilizator pentru biberoane. Da. Știi, aici se pun biberoanele, se sterilizează. Ei bine, am învățat că se poate și mai mică. Fiți atenți. Întotdeauna se poate și varianta mai mică. Exact, în loc să iei unul de ăsta de 5 biberoane, ai luat unul de un singur biberon. Exact. Avem un sterilizator care sterilizează și încălzește un singur biberon cu lapte. Medea încă bea lăptic praf, pe bebe îl hrănesc cu sânge. Această emisiune sperăm să fie utilă și părinților cu copii mici, pentru că iată, Emily Burghelea vine și trece în revistă ce nu trebuie să-ți lipsească dacă pleci într-o vacanță cu copiii după tine. Exact. La ce? Este un espresor de lapte praf. Practic aici pui laptele praf. Da, și îți face lapte praf. Da. Și ai și o opțiune prin care poți să îl încălzești doar sau alta prin care să faci lapte praf direct. Dar dacă nu ai suficient loc în bagaj, pui lapte praf și îți face lapte, să-i dai pui lapte praf și îți prepară direct formula cu cantitatea necesară de apă și cantitatea necesară de formulă. Tare, foarte tare, foarte util. Dacă aveți loc în bagaj, merită. Dacă nu aveți loc în bagaj, să pleci cu toată hărduchia asta după tine, nu puteai să bagi într-o cană două cupe. Vezi, curge apă, aoleu, femeie. Greta, că las că e ok, dar... Așa, nu luați încălzitorul de espresorul de lapte praf la voi cu apă în el, pentru că vor putea să verzi în bagaj. Și practic o să murdăriți toate hainele. Așa, dar pe acesta îl vom șterge acum de pe listă. Deci s-a udat canapeaua, Greta, că avem o cameră portabilă activă, am putea să vedem cât de organizată e Emily. Espresor de lapte praf, nu. Ok. Cătălin? Da, nu, e ok, stai pe geantă. Băi, nene, să fii cu Emily în același avion sau autocar, eu zic că e exact ce trebuie. Deci, băi, nene, ai vărsat ăsta, mai am invitație astăzi, ai făcut praf aici, uite-te și tu. La mine. Îmi pare rău, Cătălin, chiar n-am vrut. Vreau să-ți arăt mai multe lucruri și vreau să-ți arăt că se poate... Of, asta este, ce să fac acum? Vrei să-ți aduc altă canapea? Nu, dar e bine că ai venit cu ele pline. Lasă-le, nu, pune-le aici, pune-le, nu, lasă-le aici, femeie. Lasă-le aici, că o să o luăm așa, zi mai departe. Parte. Nu e nimic, stai liniștit. Acum poți să uși canapeaua. O să stau aici. Exact. Bun, mai departe, ce mai vii la tine? Deci, băi, nene, deci... Asta vreau să-ți arăt, că aici voiam să ajung, că dacă nu poți să-l iei pe ăla în bagaj, uite, poți să-l iei pe ăsta care este mai mic. Bine, eu l-am stricat puțin și l-am prins așa, pentru că nu mai merge, știi exact, foarte bine. Vreau să te întreb ceva. Da. Nu iei două cupe de lapte praf, le pui în biberonul ăsta, le amesteci așa, faci un shake și gata? Așa era cel mai bine. Dar dacă nu ai încălzitor de apă acolo și dacă n-ai aragaz, pentru că în camerele de hotel nu ai aragaz, ce faci? Cum îi dai copilului lapte, că Amedea încă mai cere lapte? Bună ziua, am sunat la recepție, vă rog, la camera 302, aduceți puțină apă caldă. Mulțumesc, Emily Burghelea. Căutați-mă pe Instagram, vă dau tag. Pac! Aoleu, așa sunt bărbații, așa zice și Andrei, chiar nu vă înțeleg. Păi și cum, noaptea? Îi deranjezi pe oamenii aia dacă s-au culcat? Păi nu, oamenii aia sunt angajați. La recepție tot timpul. La recepție, cineva. Să știi, în general e non-stop cineva. Și pe ture, adică se muncește, schimbul 1, schimbul 2, schimbul 3. Da, așa e, dar cine știe în ce încălzește apa, așa mai bine să o încălzești tu. Exact. Și ai mai multe variante, știi, adică ori ăsta, ori ăla care era plin cu apă. Eu vreau să le spunem oamenilor, tu chiar așa te organizezi și chiar așa ești pregătit, adică nu e un rol ce faci tu acum, că pare zici că e o scenetă. Serios? Da, deci nu, tu așa pleci, nu? Da, așa este, ăsta e un lucru la care
lucrez, am încercat să plec cu mai puține lucruri. Când am vrut să fiu minimalistă, mi-am dat seama că am uitat exact cele mai importante lucruri. Și atunci am zis, ok, mi-ar suma, asta e. Luăm câte un bagaj de fiecare și unul în plus, în caz că mai trebuie să luăm câte o din asta sau câte o, nu știu, câte o... Câte o din asta. Asta e de încălzit șervețele? Da, îți place? E tare, nu l-am primit, nu l-am cumpărat. Pe asta chiar nu l-am cumpărat, de obicei le cumpăr eu. Dar pe asta l-am primit cadou și mi se pare foarte tare. Să știi că și ăsta are șervețelele în el. Și mă mir că nu s-a vărsat, care și apă, știi? Se bagă în priză. Îl bagi în priză și practic adică... șervețelele sunt calde. E ca un fel de spa, știi? E tare. Și, da, e mișto asta, mi se pare mișto. Da, acum sunt reși, dar pot să iau. Acum sunt reși, da, dacă vrei putem să le băgăm la încălzit aici. Da, da, da. Bagă-le priză. Nu, haide, n-avem priză. N-avem priză, ciucă, bagă-le. N-avem priză. Scoate ciucă laptopul și mixerul. Bagă-ți repede acolo șervețele. Hai să vedem dacă avem una la îndemână aici. Avem și un camion. Bine, într-adevăr, îți trebuie foarte multe lucruri. Tocmai de aia am ajuns la acest capitol și anume lista, care este foarte, foarte lista lui Emily. Da, trecem mai departe. La plimbare ne trebuie cărucioare. Ne trebuie un marsupiu. Mamă, e căruciorul cu tine? Luăm căruța cu noi, de fapt. Noi avem un cărucior mai mare. Dublu. Da, exact. Ce mișto, plecați cu avionul, nu? Da. Nu știm încă dacă o să ne primească cu acel cărucior, care este puțin mai mare decât un cărucior normal. Sper să avem voie cu el. Nu știu dacă aveți poze, e mare așa, știi? Pentru două persoane, da. Așa, și pune și bebelul și o pune și pe Amedea, e foarte util. Puteți să băgăm toate... căruciorul, colegii noștri, ăsta e, nu? Mamă, deci cu ăsta mergi pe avion? Da, sper să ne primească. Dar ce cool arată, e foarte tare, mișto. Nu? Da, mereu îmi plac gadgeturile astea, uite ce drăguț e. Tăte, bă, nen. Bă, ciucă, bă. Ține asta aici, că ți-am adus priză. Să te ocup. Păi nu, pune-l pe masă. Eu zic să te gândești tu ce o să te aștepte pe ciucă, pe tine mâine, poi mâine, când o să te însori și tu și o să pleci cu copilul în vacanță. Și o să dai de una ca Emily care... Și acolo ce mai e? Aici este o pompă de mult, este foarte utilă, mai ales atunci când vrei să-ți păstrezi lactația. E un must-have, știi? Și asta n-are fir, poți să o folosești oriunde și în avion. E are tare. Buton de on-off? Scare apă, da, verzi și apă, da, din el are și ăsta apă. Și cum îl pornim? Pornește de la Dumnezeu. Pornește singur? Da. N-are, mă. Bă, ciucă are apă în el, mă, vezi că are și ăsta apă în el. Stai să-l punem pe masă. Păi lasă-l aici pe canapea. Ar trebui să avem un buton în spate acolo. N-are niciun buton. Asta oare de la ce-o fi căzut? A, lasă, nu mai are nicio... Găsim, a căzut de la ăla, uite, de la asta. Bagă-l aici. Da, da, da. A, dar stați că am uitat să vă arăt cea mai tare chestie. Ah, fii atent. Hai că apoi citim și mesaje de la telespectatori, că vrem să vedem dacă noi suntem nebuni sau tu ești nebună. Telespectatorii ne spun treaba asta, pentru că mie mi se pare că ești o mămică exagerată un pic, ducând toate astea după tine. Este posibil să exagerez, eu nu zic că nu. Rămâne să vedem chestia, ciucă, vezi că dai cu ele și tu jos. Când era mică, știi? Mi-am dorit mereu să am și eu așa multe. Și acum, na, dacă am și doi copii, e momentul oportun. Știi? E tare. Fii atent, ăsta este un bagaj pentru bebeluși pe care poți, în care poți să pui chestiile copiilor. Un fel de bagaj de mână al copiilor, știi? Dar ce e cel mai tare? Ce faci, mă? Nu îi dau ăsta la pauză să usuce canapea. Ca să știi. Mulțumesc. Nu, mă, merge ciucă, trebuie tras cu aspiratorul aici. Nu, 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 o să-ți aduc o pătură. Asta ziceam și eu, vreau să punem pătură, exact. Dar oricum, invitații, nu vreau să stea pe canapea, să-mi cu ei la bar, stai liniștită. Se pare rău, chiar de ce ala ce ai zis că e? Acesta este un prelungitor de scaun de avion, știți? Ce e asta? Și ăsta îl iei cu tine? Da, poți să-l iei cu tine. Practic, ce face el? Poți să te dai puțin, te rog? Da. Stai liniștită. Nu, uite, uite. Uite, vezi? Acum poți să stai mai lejer, dacă vrei. Nu, stai tu, că mi-e frică că rup. Adică asta, ce, pui piciorul pe el sau cum? Aici, practic, pe asta poți să-l folosești ca să stea pentru copilul copil, mai sau întins. Pentru... Practic îi face aici un locușor al lui în care poate să se joace, poate să mănânce, poate să facă orice, știi? Și nu mai stă cu picioarele în jos, practic îi mărești. E ca și cum ai cumpăra un loc la business class, doar că nu-l cumperi. Ai dreptate. Zborul București până în Atena, o oră, știi, nu? Adică până desfaci tu toate chestiile astea, că le desfaci după ce a ajuns avionul sus, zice căpitanul, vă rugăm frumos, puneți scaune la loc, ridicați jaluzeaua, că aterizăm. Mă rog, și da, așa este, da, știi cum e. Na, de ce nu? Până la urmă, dacă... Tu ești de asta care îți cumperi toate chestiile astea după ce vezi reclame și vezi tot felul de lucruri, nu? Sunt cumpărătoare compulsivă rău și ești. Andrei lucrează la treaba asta. Emily, dacă ai ăsta cu tine, mai ai voie și cu bagajul de mână? Sau ăsta e bagajul de mână a copilului? Ciucă, abia aștept să te văd într-o bună zi cu toate astea după tine plecând în vacanță. Păi mie mi-au luat fixativ un aeroport, Cătălin, ai uitat? Am uitat să vă zic cu Ciucă când am fost oameni buni la Torino.
la concertul Andrei Ciucă, ce credeți că avea în toată geanta lui? Fixativ, dar nu de care, de care avea? Cel mai mare Greta, știi pe ăla? Fixativ atât, ăla l-avea Ciucă nou-nouț. Mergea o zi la Torino și a luat fixativul aia. Uite. Da. Dar a rămas la băieți acolo. Vezi, poți să te pui acolo și te tragi. Adică o tragi, eu da. O trag pe Amedea. Nu l-am folosit încă, dar într-adevăr să știi că e posibil să fiu o victimă a reclamelor, pentru că tot timpul stau pe Instagram și uite, poți să mă tragi, vezi? Doamne. E tare, nu? Da. E tare, chiar e tare. Perfect. Nu? Asta e interesant pentru copii, când păi e copilul mic, îl plin tată, îl bagi. Chiar e util, nu-i așa? Sau poți să-l pui și pe troller, da. Și vrei să-ți mai zic ceva? De obicei copiii nu au voie cu bagaj de mână la un avion și te-ar lăsa trece ca și bagaj de mână al copilului. Deci fii atentă. Noi, în 5 minute, cât ai vrut tu să ne arăți toate astea, ai făcut haos aici. Uite-te cum arată. Noi când mai ieșim la plajă? Noi când ne mai bucurăm de vacanță? Da, așa este. Păi și ce să faci? Să te duci fără ele? Poate un pic mai puține? Un pic mai puține? Să ne bucurăm. Păi imaginează-ți-o mânca... Imaginează-ți-o pe Dana Rogoz sau pe Laura Cosui, care la fel călătoresc cu toți copiii, sau colega noastră de la Popescu, prietena noastră, a plecat acum în Bali cu toți copiii, sau Anca Seara, să plece cu toate astea pentru toți copiii. Dai seama că e dezastru. Multe bagaje. Păi da, mă, nu, poate pleacă pe... Are. Emily, of, Doamne. Multe bagaje, dar nu am luat nimic exagerat. Serios, am luat doar sterilizator. Încălzitorul ăla de... La, ok, încălzitorul de apă pot să zic, dar pentru binele așa... am uitat să zic că mai trebuie și așternuturi. Și fete de pernă, serios. Păi de ce, ați luat cazare la hotel fără așternuturi? Ultima oară, la ce am prins în Israel, ultima oară când am plecat noi în vacanță, ce li s-a promis și ce am primit... Păi da, dar asta nu înseamnă că e peste tot, se mai întâmplă, știi? Nu, dar ideea este că Damian are dermatită atopică și trebuie înțeles, să protejăm cumva. Trebuie să fii mai prudent, da, corect. Da. Întreabă cineva, în ce parte a Greciei mergi? Hai să-ți mai citești câteva mesaje de la telespectatori. Da. În ce parte a Greciei pleci? Mergem în Grecia. Grecia. Mergem, Andrei s-a ocupat de vacanță. Ideea e că e alegerea lui și... Tu o respecti. Da, da. Ok, e perfect. Deci tu nu știi unde pleci. Mergem în Grecia. Ok, dar Atena, Creta, Halkidiki, Malkidiki. Într-o insulă foarte frumoasă, da. Sau la mare. Da, la mare. De obicei, când te duci în Grecia, de obicei... N-am încălzit nimic. Of, măi, stai că-ți arăt. Da, încearcă să te joci cu el aici. Să nu curgă apă pe priză. Cineva zice, Emily, că astea sunt fițe de vedetă. Nu, este adevărat. Nu, chiar nu. Tu vezi vreun buton? Eu spun ce zice lumea, că sunt fițe de vedetă. Eu citesc mesajele telespectatorului. Altcineva întreabă, Andrei care toate bagajele, săracul? Na, cum bărbații. Ah, gata. L-ai găsit? Nu, parcă... Hai mă, Ciucă, lasă-l să citesc mesajele. Vino, Emily, vino aici, ia un loc pe scaunel și spune... Te-am întrebat ceva mai devreme, am și uitat ce te-am întrebat. Ce am zis, mă? Dacă Andrei care toate bagajele. Da, exact. Da, păi ele cară pentru că e foarte puternic, știi? Da. Altcineva zice, bună ziua, Emily. Așa ai fost crescută și tu de părinții tăi și de-ai ajuns mare? Nu, tocmai asta e. Că nu, adică eu n-am avut parte de nici foarte multe ghegeturi de astea. Tot timpul mi s-au părut interesante. Tocmai de asta, acum, îmi doresc să... Altcineva zice că ai cumpărat toate chestiile astea, că n-ai ce să faci cu banii. Așa este și soțul meu, mereu mă ceartă. Crezi că e mesaj de la soțul tău? E posibil să fie. Andrei, tu erai? Hei, îmi pui strâmbe aici. Da. Ce să mai zic? Lumea, unor le place foarte tare de tine, că ai o energie foarte bună, lucru pe care și-o ți l-am zis de fiecare dată. E așa, ești tonică, ești plină de viață, știi? Cătălin, dar crede-mă că ți se par multe, tu n-ai mai avut copii mici de mulți. Ce sunt multe aici? Nu, băi, am avut, eu te înțeleg, dar câteodată mi se pare că ai luat prea multe. Nu, pomba de mulți, nu. Ok, încălzitorul de lapte, încălzitorul de apă, ok, ăsta să zicem, dar vă zic eu, este foarte util. Ce e mult? Ok, ăla cu încălzitorul de șervețele umede, poate fi, dar l-am primit cadou pe ăla. Pe ăla nu l-am cumpărat, iubire să se noteze, te rog frumos. Știi de la cine am primit, da? Nu, nu am dat bani pe el. Înceapă cineva dacă ai loc în apartament cu toate lucrurile. Nu, de asta ne mutăm frecvent. Da. Aia. Deci vă zic, chiar nu sunt multe. Cine are copii mici știe. Să mă susțineți pe mine cineva, vă rog. Hei, cineva? Greta? Da. Ok, Greta caută susținere. Uite, cineva zice că ești o dulce, dar îl compătimește pe Andrei pe partea cealaltă. Da. Să știi că... Fii atent, cineva zice, să știi, draga mea, Emily, că apa se poate încălzi cu un fierbător. Ocupă mai puțin spațiu, știi? Păi ăsta e fierbător. Păi da, tu ai văzut fierbătorul? Păi da, se bagă unul într-altul și se face cât e, adică nu e mai mare decât un fierbător. Dar fii atent, în hotelurile în ziua de astăzi, știi că ai și de la desfaci ceai în cameră. Da, dar cine știe? Na,
Corect, așa e. Da, dar dar cine știe ce să mai fiert în... Na. Da, ce să mai fiert în el. Da, adică nu, e serios, și că... Nu, chiar nu sunt. Chiar ba, nu ești, sunt. Ești. Ba, nu, chiar nu sunt. Doar că Damian are dermatita topică și trebuie să fiu foarte atentă cu ce mănâncă, ce bea. Ai dreptate, aici corect cu tine. De acord cu tine. De aici și toate bagajele. Că nu, nici mie nu-mi place să car multe. Păi, dar tot timpul se strâng. De fiecare dată când vreau să plec undeva, zic, domne, de data asta eu mă... Uite, cineva zice că pentru organizarea bagajelor trebuie făcută lista pentru fiecare membru al familiei, una cu obiectele generale și una cu medicamente. Vă spun din experiență, Geta din București. Să rămână Geta, așa o să facă Emily. Emily, oamenii te pot căuta în continuare pe contul tău de Instagram, Emily Burghelea. Eu zic că ar fi fain să le transmiți de acolo ce se întâmplă în Grecia. Iar eu ți-aș da ție o provocare să pleci doar cu un rucsac pentru tine, cu doar 3 hăinuțe, așa, să poți să treci și tu o vacanță de aia. Poți? Ce zici? De câte kilograme? 5 kilograme. Nu știu, îți pui și tu un rucsac așa, pac, pleci cu un rucsac și la revedere. În vacanță? Da. Pentru o săptămână? Da. Măi, Cătălin... Doar hainele tale, nu ale copiilor, nu? Doar pentru tine, adică... Pentru mine nu iau nimic, adică maxim 2 ținute pe zi și acestea sunt multe. 2 ținute pe zi. 2 ținute pe zi, da? De data asta ce zici? Păi mă, un rucsac, bagi doar într-un rucsac, faci filmare și zici, măruță, uite, am ascultat provocarea ta. În rucsacul ăsta am doar așa, un costum de baie, un tricou, o pereche de pantaloni scurt și gata. Și... Ok. Ok, ok. Să știi că accept nu, chiar accept, serios. Chiar accept și chiar n-am avut niciodată curajul ăsta să zic, bă, domnule, știu că sunt puțin exagerată, să plec cu mai puțin. Eu zic, mă, să-ți faci de cap. Cu un singur rucsac? Da. Deci fii atent că mi-e oricum, săracul, dacă mai iei toate, ce? O să-mi iau doar costume de baie. Unu. Unu? Da. Un costum de baie? Două. Două? Maxim. Două costume de baie? O săptămână câte vrei să iei. Ok, două costume de baie, două cămăși, două perechi de papuci. Păi, perfect, suficient. Și produsele de față poți să le bag la copii? Hai că și alea le bagi în rucsacul tău. Rucsacul meu? Da. Și trebuie să treacă pe la... Nu contează, la cală, pe la bagaj de mână, unde vrei tu. Dar doar un rucsac al tău, da? Poți? Dacă zic da, trebuie să fie? Dacă zici da, trebuie să fie. Ok. Doamnelor și domnilor, mi-asum treaba asta. O să plec doar cu un singur bagaj de... Un singur bagaj și cred că o să mă ajute treaba asta. Cred că o să fie un lucru bun. Exact. O să după aia, dacă vii traumatizată, nu e nicio problemă, rezolvăm noi aici să te restabilim. Da. Ok, dar poți să iau lucruri pentru copii? Da, mă, pentru copii, da, pentru copii tot ce vrei tu. Ai Vine fost la Saga, la festival? Nu am fost. De ce? Pentru că nu am ajuns. Ai fost la Saga, la festival? Nu. De ce? N-am ajuns. Ai perfectă dreptate, dar să știi că au fost 3 zile senzaționale. A fost și pozașul, a fost multă lume acolo, s-a distrat. Am zis de pozașul ca și cum a fost pe main stage acolo să pună muzică. Dar avem niște imagini senzaționale pe care le arătăm celor de acasă, filmate de colega mea, Alexandra Gog, care a făcut și a senzația acolo. Iar apoi revenim în direcție. Îți doresc vacanță plăcută, ai grijă de tine și Doamne ajută, asta zic și eu, Dumnezeu să țină cu noi.